Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine. La emisiunea mea Online Story am o invitată venită de departe, tocmai din Germania. E în vacanță pentru 2-3 săptămâni aici în România și bineînțeles că mi-a călcat și mie pragul. Ramona Modoi astăzi la Online Story. Bună, Ramona! Bună, Cornelia, bine te-am găsit! Așa, la câte un an distanță, ne revedem pe canapeaua mea. Ești schimbată față de data trecută, atât ca look, cât și ca fizic. Ai slăbit? Da, am zâmbit foarte mult. Toată lumea spune asta. Dar eu nu mă văd. Și că noi femeile niciodată nu ne vedem. Slăbim și dacă ne spune cineva, pai, ce bine arăți, ce ai slăbit? Eu? Nu e adevărat, mai am puțin. Da, exact. Și eu sunt la fel. Nu mi se pare că sunt slabă. Într-adevăr, mi-am schimbat culoarea. Ai renunțat la blondul tău. De ce? Am renunțat pentru că aveam părul foarte ars. Și acum am vrut să mă fac din nou blondă, dar mi-a spus toată lumea să stau cu minte mai bine, că o să-mi iar tot părul. Oricum, mie îmi place cum stă. Stă foarte bine. Mulțumesc. Ți-am zis în momentul în care te-am revăzut că te face o altă persoană. Parcă ești un copil. M-am schimbat și eu puțin, nu? Da. Și ținuta. Ai lăsat deoparte rochiile acelea mai de seară și ai venit relaxată, doar e vară aici la noi în studio. Și recunosc că primele story pe care le-am văzut cu tine zilele acestea erau de la piscină. Da, 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 da. Că ți-am zis că să vii la mine îmbrăcată conform anotimpului de afară. Exact, exact așa am venit. Vreau să-mi spuneți dacă Ramona arată foarte bine astăzi, dacă noul look îi se potrivește sau ar fi mai bine să se reîntoarcă la blondul care a consacrat-o acolo la Istanbul. Cum e viața în Germania? S-au mai schimbat lucrurile, mai ales că a fost și acea pandemie? Sunt restricții acolo? Deocamdată nu mai sunt restricții, dar începând de luna viitoare am înțeles că o să purtăm din nou măști. Se vor aplica regulile care au fost și înainte. Așa e, în Germania, în Franța, aceste restricții vin mai devreme decât la noi. Noi ne mai lasă un pic să mai ne petrecem vremea pe litoral, așa că ar trebui să stai mai mult pe aici. Nu o să stau mai mult pentru că nu am cum. Am deja o săptămână și ceva de când am venit, dar vă dați seama că trebuie să mă întorc înapoi. Băiețelul meu este acolo, nu a venit cu mine. Nu l-ai adus pe Darius aici, mi-ai promis data trecută că o să vii cu el în studio. S-a făcut măricel, are 6 ani. 10 ani face în octombrie, da. Ia uite. M-am rugat de el să vină, să-l aduc aici, dar nu vrea deloc să vină în România. De ce? Nu vrea. El a stat în România? Până la 2 ani jumate, 3 ani a stat în România. A fost căsătorită cu tatăl lui. Da, da, da. Și după am plecat în Germania și deja avem 7 ani de când suntem acolo. Și îi place foarte mult acolo. Are prietenii acolo. Foarte mulți prieteni, da. Dar poate și o gură de România, iar poate la fi anul. Favorabil. La anul, poate, nu știu. Când se face mai mare și când își dorește. Din ce crește, sinceră să fiu, nu prea mai vrea deloc să vină. Când era mai mic, mai îl aduceam. Dar acum nu, deloc. Încerc, dar... Și acum când am plecat, i-am zis, hai, mergi cu mine în România. Da, mama, merg. Dar asta și s-a gândit și ce... Eu nu plec, că se supără tataia și nu pot să las singur pe tataia. Nu merg. Și nu am mers. Este atât de atașa de bunicii tăi, bunicilui, adică de părinții tăi, încât nici măcar o vizită scurtă în România nu vrea să fac? Nu vrea. Da, e foarte atașat. Fără tata el nu trăiește, nu fără respiră. Fără tataie, da. Fără tataia, da. Pentru el e ca și un tată. Așa e. Tatălui în continuare nu-l avem treabă. Nu avem treabă. Îmi povestea anul trecut că nici măcar pensia alimentară nu mai plătește și că ție îți reproșează faptul că nu îl vede. Exact. M-a contactat de acum câteva săptămâni. I-am dat, a vorbit cu Darius, după a spus că o să-l sune, să vorbească din nou cu el, dar n-a mai sunat din ziua aia. Dar nu te-a surprins că te-a contactat să te întrebe de copil, mai ales într-o situație în care el chiar nu dorește să ia legătura? Am zis că n-a, pentru copil. Să-i răspund, să-i dau să vorbească cu el, să-l vadă.
După spune că eu sunt rea, că nu îi dau să vorbească, că nu știu ce, că cum fac bărbații. Darius cum reacționează? Este un băiețel matur? Și, sau simte cumva, nu neapărat lipsa unui tată, ar simți cumva o dorință să-l revadă? Nu. Absolut deloc. Deci un băiețel matur, ce spuneam eu. Nu, n-are treabă. Și dacă îi zic, te-a contactat, vrea să vorbească cu tine. Nu, mama, nu vreau. Mă rog de el, te rog frumos, mamă, vorbește, că după spune că nu te las eu. Nu, mamă, nu vreau. Ce pot să-i fac? Are deja, face 10 ani, e deja mare, ce pot să-i mai fac? Să-l oblig, să-l forțez să vorbească cu el? Nu. Așa este. Acesta este prețul pe care îl plătește un tată care nu are cumva, nu neapărat grijă de copilul lui, care nu-i acordă o atenție. Dacă îi acorzi atenție o dată pe an, acesta este și răspunsul fiului tău. Și exact. Mi se pare foarte corect. Ce mai faci în Germania? Aveați o afacere de familie? Da, un serviciu auto. Merge? Merge. Merge bine deocamdată. Se mai strică mașinile și prin Germania. Merge. Dar avem și servici și spălătorie. Sunt... Ce merge mai bine, spălătoria sau serviciu? Spălătoria merge foarte bine. E bine, mai vreți să vă mai deschideți și altceva sau vă axați doar pe acest business de familie? Nu, deocamdată doar aici ne-am axat. Doar pe acest... Deocamdată. Vedem pe parcurs cum va fi, că dacă o să vină iar pandemia, ne închide din nou. Cum a fost în perioada în care au fost restricțiile acelea mari, în anii aceia de doi? Doi. Când adică aproape doi. Când doi. Erau restricțiile foarte mari. Păi nu eram, eu nu eram în Germania. Eu am prins când a venit pandemia. Erai în competiție. Eram în Turcia. Da. Mă gândeam că poate ți-au spus părinții tăi cât de dificil era acolo. Pentru că se închisese tot. Sincer, da, erau închis tot, doar ei încă lucrau. N-au avut așa mari probleme. Pierderi. Sau pierderi, da. Nu. A fost, într-adevăr. Cum a fost și România restricții. Dar important e că nu v-a afectat vouă afacerea. Tu ce faci în cadrul acestei afaceri? Că foarte multă lume este curioasă. Dacă puțin partea de contabilitate, dacă relaționezi cu clienții. Băi, să știi că l-a ajut și pe tata foarte mult. Am spus așa, Doamne, mai bine mă făceai băiat. Așa. Da, l-a ajut foarte mult în orice. Nu. Și dacă zice, ajută-mă să spăl o mașină, eu l-ajut. Ajută-mă să fac și eu, l-ajut. Nu. Este o afacere strict de familie și lucrați numai voi acolo? Da, doar familia. Sau aveți și câte o persoană, două care să mai se implice? O persoană am avut, acum a plecat, gen un mecanic. Dar în rest, tatăl meu se ocupă. Este foarte priceput să rezolve toate mașinile. Da. Profesia dânsului de bază e aceea de mecanic auto, să facă totul. Multe profesii are. Da, păi eu nu știu, știu că și în trecut această profesie era foarte bine plătită și aici în România. Că sunt foarte puțini meseriași care îți pot reface autoturismul așa cum trebuie. Da. Are foarte multe profesii, se descurcă în orice. E bine, e polivalent așa. Da. Bănuiesc că sunteți așa recunoscuți în zona afacere. De ce ați mai venit în România? Părinții tăi s-au mai întors în România? Așa? Nu. Ei sunt mai rău decât Darius, nu? Da. Nici un pic. Tatăl meu și cu Darius nu vor să mai vină deloc aici. Mama, da, mai vrea să vină pentru că eu mai am pe sora mea care e cu fetița. Așa e. Și din cauza ei vrea să vină. Măcar în vacanță, a zis. Dar tatăl meu cu Darius nu. Ei ne ține pe loc acolo. Eu și mâine aș pleca. Și mâine m-aș întoarce aici definitiv, sinceră să fiu. Îți place mai mult viața de aici, nu? Da, nu se compară. Oamenii sunt mai calzi, în general, în România. Dar vezi, rigurozitatea de acolo poate se pliază mai bine pe familia ta și în special pe tatăl tău și pe Darius. Da. Și mama ta când o să vină aici? Cred că la anul. La vară. La vară, da. Înseamnă că sora ta merge mai des cu fetița acolo, nu? Și acum în septembrie o să vină la noi. Și ea, și soțul, și fetița. S-a făcut mare și fetița. Da. Ai venit cu ea în urmă cu 2 ani la mine în emisie. De ce n-ai adus-o și astăzi? Acum, Mimi, merg cu tine. Nu mergi cu mine, nu. Păi iau un magazin și mama ei trebuia să meargă la magazin. Și n-aveam cum să stau după ea.
Știi că e mic, e cald, se iau acum prin orasă. Da, e adevărat că e mai complicat cu un copilaș. Dar mie, să știi că mi-era dor de Rania. De Rania, da. Mi-a plăcut mult de tot când am avut-o aici în studio. A fost un copil foarte cuminte. În general, copiii sunt mai năzdrăvane așa când văd luminile astea din platou. Nu, e chiar e cuminte. Acum tot la fel. Merg cu tine, Mimi. Nu mergi cu mine, Mimi. Ba, merg. Ba, nu. Bine, te aștept când vii să mă duci la film. Să o duc la film, vreau. Te duc. De ce spune Mimi? Așa mi-a spus de când era mică și așa mi-a rămas. Mimi. Aia era mai ușor să pronunțe. Da. Ce ai făcut de când te-ai întors în România? Ce am făcut de când te-ai întâlnit cu jumătate din prietenii pe care i-ai? Nu. Nu prea am prieteni. Adică pot să spun că nu am prieteni absolut deloc. Cunoștințe. Cunoștințele de aici. Da, m-am întâlnit. Am văzut la piscină. Cu o persoană dragă nouă aici în studio, un coleg foarte simpatic și un om deosebit, cu Cristian Comănici. Da. Ce căutai tu, Ramona, la piscină cu Cristian, în condițiile în care ați fost în acea competiție amoroasă în sezoane diferite? Pur și simplu, eu am ieșit cu Berna și a venit și el cu noi. Îl cunoșteai pe Cristian? Da, îl cunoșteam, dar n-am vorbit deloc cu el. Până în ziua în care ne-am întâlnit. Nu-l cunoșteam. Și Berna a zis, hai, mergem la terasă. Întâi am fost prima dată ne-am întâlnit la terasă, după ne-am întâlnit la piscină. Mergem la terasă, cu cine? Cu Cristi. Dar eu n-am știut cine, nu mi-am dat seama pe un moment Cristi. Și când am ajuns acolo, Comănici. Da, așa l-am cunoscut. El știa că tu ești la masă? Știa că vin el. El știa că vin cu Berna. Am înțeles. Deci a vrut să vină să te cunoască, nu? Nu știu. Păi ce ați vorbit voi la terasă? Am vorbit foarte mult, dar chiar nu mai știu ce. Foarte multe lucruri. Cum ți se pare, Cristian? Mi se pare un băiat super. Super de treabă. Nu mă așteptam să fie așa. Și de treabă și arată și bine, e și înalt. Chiar i-am spus, Cristi, ești mult mai frumos față în față decât la televizor. Și el ce a spus? A zis că da, că am dreptate. Eu, uite ce, e bine că are și el părerea asta și așa este. Pentru cei care nu l-au văzut niciodată în realitate pe Cristian, chiar arată super, super diferit de ecran. Da, și bine. Pe ecran arăta bine și a avut multe admiratoare, dar acum, dincolo de ecran, uite, face mai multe. Era prea slab înainte. Păi dacă nu-l cunoșteai, da. Nu știi cum. Da, așa e. Și la piscină? Și la piscină la fel. Avem după mine. Bine, vorbisem cu o zi înainte, știa că mergem la piscină, a spus că merge și el la muncă și după o să vină după noi și a venit. Să înțeleg că s-a simțit bine în compania ta, păi, de a revenit asta, și păi, la piscină, simțea, pentru că și acel story pe care l-am văzut era foarte fain, așa. Păreați destul de apropiați. Nu, dacă nu se simțea bine prezența mea, nu mai venea. Eu așa zic. O să-l întreb eu pe Cristian. Ce s-a întâmplat la piscină până atunci, o să te întreb pe tine. Cât ați stat? Câte ore ați stat? Vreo 2 ore jumate, 3 cu el. Noi am mers înainte, el a venit după. Dar cu el așa am stat în jur de 3 ore. Și? Că n-a fost numai plajă. V-ați mai distrat. Am discutat foarte mult. Ce? Eu sunt curioasă, uite, și eu și oamenii de acasă. Ce ai discutat? Ce banalități, uite, ai vorbit cu Cristian? Te-a întrebat? Tot felul de lucruri. M-a întrebat dacă mănânc sănătos, de ce nu mănânc sănătos, că fumez, că nu trebuie să mai fumez, să las țigările. Da, lucruri obișnuite. Lucrurile astea, Cristian, că nu trebuie să fumezi. Da, merge pe și pe mâncare sănătoasă, da, în ultima perioadă. Da. Așa, lucruri obișnuite, nu. Avea mai multă grijă așa de tine, într-un fel. A lui, protector, că așa este el, protector. Da. Și ce ai zis? Da, Cristian. Am spus că eu nu o să mai fumez, o să mai mănânc. Exact, am zis, nu pot să mănânc sănătos, nu pot să mă las de țigări. O să vezi tu mai târziu, mi-a spus, când o să îmbătrânești, pe la 30 de ani o să vezi tu atunci.
Păi când? Ce vârstă ai, Ramona? 28. 20, până la 30. O să vezi, o să mă mai ai încă 2 ani în care poți să mănânci nesănătos și să mai și fumezi din când în când. Las, mie îmi place așa cum arăt, cum sunt. Nu pot să mă las de țigări, nu pot să mă las de suc, nu pot. La piscina a fost duminică, da? Nici nu mai știu. Duminică, acum două zile. Da. Ați mai vorbit de atunci? Nu, n-am mai vorbit. Da. Nici la telefon, nici pe adresa de socializare? Nu. Mai ne dăm acolo cât un like, cât o apreciere, cât o... Și nu ați mai stabilit de atunci nicio întâlnire? Nu. Chiar nu. Sau el e mai imprevizibil așa și sună? Sau noi suntem mai așa. Voi? Noi suntem, da. Te-ai vedea într-o relație cu Cristian? Sincer, nu. Nu știi, nu? Nu, nu cred. Nu cred, cred că asta este răspunsul cel mai corect. Da, ești într-o relație cu altcineva? Nu. Nu sunt, nu, chiar nu sunt într-o relație. Mă rog, într-o încercare de pot a cunoaște pe cineva. Pot să spun că sunt, da, într-o cunoaștere cu cineva, da. Deci data trecută când ai venit la mine, aveai o legătură cu cineva, era ceva mai stabil. Da. Dar acum, cu persoana aceasta, vreau să te întreb, este din România sau din Germania? Din România, ca de obicei. Ca de obicei, adică de ce nu ți-a ales niciodată un neamț? Ce nu-ți place la un bărbat? Nu-mi plac, în primul rând. Și în al doilea rând, eu nici nu ies afară, din casă. Adică eu nu ies să mă plimb, să ies în cluburi, să merg la terase, nu. Nu am prieteni, nu am absolut nimic acolo. Dacă ies afară, ies cu mama mea și cu Darius. De ce? Nu știu, nu mi-a plăcut să am prieteni. Și într-adevăr, n-ai posibilitatea să cunoști nicio persoană de acolo? Nu. Sau care mai vine la servici cu mașina. N-au existat vreun bărbat care să te vadă acolo și să încerce să te cunoască puțin mai mult? Ba da, a existat. Mi-a trimis și 100 de trandafiri la tata la spălătorie, i-a lăsat în ușă. Ia povestește mai mult așa, când s-a întâmplat asta? Că e o poveste drăguță. Sincer, acum câteva luni, un băiat... a găsit pe Instagram, că eu tot postam despre service, postam la story, mi-a scris de câteva ori, nu i-am răspuns, că el nu mă întreba, bună, vreau și am și o nevoie sau da, vreau să spăl mașina, vreau să repar ceva, nu. Bună, vrei să ieșim la un suc? Bună, vrei să ieșim la un suc? Nimic. Îi dădeam sin, nu răspundeam. La un moment dat, l-a sunat pe tatăl meu și a venit la noi la spălătorie. Eu n-am știut. Eram plecată, când m-am întors, îmi scrie, vezi că mașina mea e la tatăl tău la spălătorie, am dus o să o fac. Zic, mă duc până la tata. Când m-am dus, într-adevăr, mașina lui era acolo, a venit, a luat-o, omul pur și simplu, a plecat și după tot a insistat să ne vedem. Nu m-am întâlnit cu el și într-o seară nici care să-mi dea ceva. Măcar să ieși 5 minute, să-mi dea și el ceva, să se simtă fericit. Zic, ok. Mă pregătesc și ies. Am stat. Mă gândeam să ies, să nu ies. Îl văzusem, știam cum arată. Nu prea era genul meu și nu e. Cum arăta? Era puțin mai grăsuț, așa. Nu genul meu. Mie nu-mi plac ăștia cu burtică. Și zic, da, ieșim, nu știu, am stat. După îi dau mesaj că nu mai ies, că nu pot să ies afară. Și n-am mai ieșit și s-a dus la adresa mea de la spălătorie, mi-a lăsat florile acolo și mi-a trimis poză. Și îmi zice, vezi că ți-am lăsat aici cadou. Nu știam ce e. Când am mărit poza, am văzut florile. Zic, vai, Doamne. 100 și... Da, de trandafir. 101 trandafir, bănuiesc așa. Da. Nu te-ai impresionat gestul lui? Nu. Nu, că nu-ți plăcea de el, normal. Da. Ce-ai făcut cu florile? Sincer, l-am luat și l-am dus acasă. Am avut grijă de el. Arătau foarte bine. Și mie îmi plac florile foarte mult.
N-am mai încercat să te contacteze de atunci? Ba da, și în ziua de azi. Și am câteva zile, da. Și ce e răspuns? De ce nu l-ai blocat? Sau ți-e teamă că oricum o să vină la... Adică nu ți-e teamă. Știi sigur că o să vină la voi, la spălătorii? Nu l-am blocat. Am zis că n-aș avea de ce să-l blochez, pentru că nu mi-a făcut nimic rău. Sau... Lasă, i-am se spus, chinuie. Vrei să vorbim ca și prieteni? Și... Așa, da. Dar o relație nu pot. Dacă nu pot să am cu tine o relație, nu pot. Dar tu nu-l văzusei pe adresa de socializare cum arată? Sau își pusese altă fotografie? Nu, avea fotografii de acum 2-3 ani. Nu prea era mai slab, nu? Nu, tot așa era. Dar nu i-am luat seama bine. Îți dai seama. Și când l-am văzut în realitate, nu pot să spun că e un om urât, doar că e grăsuț. Și dacă o să slăbească așa pentru tine? Dacă o să slăbește, aibă vreo șansă? Are, da. Aici în România, bărbatul cu care vorbești, da, este slab? Da. Este, da, cunoscut? Că... Nu. Nu? Că în general tu ai avut persoane care erau în mediul ăsta muzical, monden. Da. Acum nu. Nu, și cum mai luat legătura cu el? Sau cum v-ați întâlnit și de când? Ne-am întâlnit. Am fost cu Berna. Nu, Berna de fapt m-a invitat pe mine la meci. A fost meci acum câteva zile. La FCSB cu... Da. Cu Craiova, cu Cluj, da, cu Universitatea, da, Cluj, și am, da. Am mers cu ea, cu el și am mers un băiat. Și acolo ne-am cunoscut. Adică Berna a mers însoțită de cineva, da? Sunt prieteni, prietenii. Genia a mers prietenii cu prietenii și m-a invitat și pe mine. Așa. Și ți-a atras atenția. Da. Bărbatul respectiv. Da. Și acel băiat a mai ieșit și cu Bianca, și cu mai multe gen, cu Berna. Adică eu sunt niște prieteni, da. Da. Cum arată? E înalt, slăbuț. E frumos. Și a stat este exact acolo așa cum... la meci și da, ați susținut pe FCSB, pentru că logic, știu că acolo este galeria. Și la finalul serii, tu ai stat lângă el? Da. Te-a întrebat, bănesc, mai multe lucruri? Da, am vorbit foarte mult. Duminică seara a fost meciul. Da, nici nu mai știu. Și de atunci ați început să vorbiți? Da, ne-am întâlnit, ieșim afară, ne vedem. Adică v-aș și întâlnit? Da. Păi și nu s-a supărat că ai ieșit la piscină și ai fost în story, nu, cu Cristian? Nu, nu are de ce să se supere. Pentru că a înțeles că nu e nimic între mine. El de ce nu era la piscină? Pentru că el avea antrenament. Mai, este fotbalist? Da. Este de la FCSB? Da. De la altă echipă, a doua, bănuiesc, da, sau... Da, a doua. Sau atunci nu... Nu, de la nu echipa a doua. De la echipa a doua. Lasă că vedem noi cine... Cine este băiatul acesta. L-am și postat. Că nu e persoană publică, auzi? L-am și postat, dar nu ați văzut. N-am văzut, dar că o să ne uităm noi mai bine. Și vedem, cum îl cheamă? Acum, dacă l-ai postat, eu mă mai pricep cât de cât la fotbal, așa, dar dacă e la echipa a doua, poate nu... Alex. Alex și mai cum? Atât, nu, vreau să dau mai mult. Știi cum? O să postezi o poză, zilele astea cu noi doi. Așa, foarte bine. Ia uite. Cred că toate lucrurile sunt de bun augur în viața ta. El avea antrenament... Și după antrenament, după piscină, v-ați întâlnit, da? Da. Unde vă întâlniți voi să nu vă vadă paparații? Să știi că nu ne ferim, Cornelia. Nu, mi se pare normal, atâta vreme cât el e singur, tu e singură, da, de chiar ce nu ne-am ferit. Ar trebui să vă feriți de cineva? Nu, ieșim peste tot. Nu ne ferim de absolut nimeni. Doar v-ați întâlnit sau, mă rog, sunteți și ca niște adolescenți așa la început? Adică au mai existat și niște gesturi între voi? Nu. Doar vorbe? Uh-huh. Da, doar vorbe. Nu te crede toată lumea, dar în fine, o lăsăm așa. Îți când o să pleci de la mine... Ne-am întâlnit, ne-am pupat așa. Așa? Un pupic. Uh-huh.
am înțeles. Nu. Pe unde ați ieșit? Pe la ce restaurante? Prin ce zone? Sincer, am ieșit. Eu nu prea cunosc așa pe aici, sincer să fiu, Cornelia. Dar am ieșit pe la mall, centru vechi. Ați stabilit așa pentru săptămâna aceasta să vă duceți pe undeva? El are meciuri, asta e problema. Da. Că a început campionatul. Trebuie, de fapt, să plecăm sâmbătă la mare. Da? Da, că e ziua Bernei. A fost ziua Bernei, vreau să-i transmit și pe această cale la mulți ani, să fie fericită și să se bucure de tot ce o încurjoară pe ea, e o păpușică de fată. Știu că vrea să-și facă ziua la mare, mi-a spus săptămâna trecută când am fost și la ziua Biancă-i, despre o petrecere din Mamaia. Vei fi prezentă acolo, da, bănesc? Da. Așa, dacă timpul îmi va permite, poate voi ajunge și eu acolo. Dar el cum va ajunge? Că e cam imposibil. Cred că joacă... Păi are liber, duminică și luni are liber. Înseamnă că ei vor juca... Sâmbătă joacă, are meci și după mergem la mare. Cu Rapid, trebuie să fii în galerie, nu? Da, o să mă duc și eu. De unde că nu mă trezesc dimineața? Da. Are meciurile mai de dimineață, nu? Da, acum da. Măi, dar din solidaritate și dintr-un sentiment pe care îl dezvolți acum pentru el, o să te trezești și de dimineață să te duci acolo în tribună. Poate așa o să evolueze și mai bine. Sper. Sper că va fi mai bine de acum încolo. De ce nu i-a fost bine? Până acum, nu. Nu mă refer la el. Așa, în general. De el am avut așa ceva, știi? Ne-am văzut pentru prima dată și așa, nu știu, am avut un sentiment. Mi-a plăcut de el. Ți se pare așa că e o dragoste la prima vedere sau cum? Ceva de genul, da. Mie nu mi s-a mai întâmplat până acum. Râdea și Berna de mine, zice, vezi? Deci nu mi s-a mai întâmplat până acum, a fost pentru prima dată. Deci atunci când v-ați despărțit voi unul de celălalt, bineînțeles că ai mai vorbit cu Berna, așa ca fetele, și ei spus, da, nu știu, simți ceva pentru bărbatul ăsta. Da. Și dragoste la prima vedere. Ce o să faci dacă o să fie o dragoste puternică? Te muți aici în, da, România? Da, cu siguranță. O să vezi momentul în care vei pleca și îți va fi dor de el. Câți ani are? E mai mic ca mine. Ești ce, dacă oricum se poartă lucrurile astea, sunt sigură că nu se vede diferența. Diferența nu. 3 ani ce e. Promis că postez așa o imagine de acolo, de pe stadion. Promit. Să te vedem, să vadă și colegii noștri de la site, de la WowBiz, noile informații care au legătură cu tine, cu viața ta. Și cu bărbatul pe care l-ai cunoscut aici, credeai că atunci când ai venit din Germania, pentru câteva săptămâni de vacanță, că o să-ți găsești dragostea adevărată în vara asta? Nu. Pentru că acolo oricum spuneai că nu ești nicăieri și că totul, sincer, este liniar. Nici nu mă gândeam. Mă gândeam că o să vin acasă, o să ies cu fetele, o să mă distrez. Atâta tot. La altceva nu m-am gândit, nici nu mi-a trecut prin minte. Dar el ce zice? Că tu pleci totuși. Păi știe că plec. Eu trebuie să plec. Bun, și ce spune el? Nimic, e de acord. Dar știu că bine, o să e de acord, dar nu spune o să-mi fie dor de tine? Păi, normal. Dar dacă într-adevăr chiar îți dorești să fii cu cineva, reziști. Încerci. Tu ești obișnuită cu dragostea asta de la da, distanță. Și poate că o să fie mai ușor. Poate să fie și lui mai ușor, pentru că acum competiția începe și o să fie conectat la antrenamente, la jocuri. Iar seara o să te caute pe tine pe normal, telefon. Bine că s-a dezvoltat tehnologia asta și putem să ne găsim în orice colț al lumii. Exact. Și să ne și vedem. Că era mai dificil în trecut. Da, acum poate să ia și avionul până la tine în Germania. Unde stai tu în Germania? Aproape de Köln. Deci până la Köln sunt 2 ore și jumătate. Da, 2 ore și jumătate. Gata, ce mare lucru. Poate îți găsește și o echipă acolo. Și
Vom muta și mai aproape. Nu, că eu vreau să mă mut aici înapoi. Nu vreau să locuiesc în Germania definitiv. Tu știi mai bine ce simți dacă vrei să te întorci, să-ți deschizi, vrei să-ți deschizi și o afacere aici. Da. La fel? Nu, un salon aș vrea. Un salon de înfrumusețare. Și eu sunt sigură că îți va merge bine, pentru că toate saloanele din România sunt în top. Da, da, femeile da. De aici se aranjează și atunci îți va fi și ție mai simplu să ai o afacere bună. Eu îți doresc să faci lucrul ăsta, să te întorci aici, să ne vedem mai des la mine în studio. Vreau să ți se și îndeplinească toate dorințele astea pe care ți le-ai pus în ultima perioadă. Și ce ți se întâmplă ție. Mulțumesc frumos. Și să ne revedem aici, poate în 3, adică să-l aduci și pe Alex. Cu mare drag. Mulțumesc mult de tot, și eu, Ramona, mulțumesc că ai fost astăzi aici. Am aflat lucruri noi despre tine și bune. Fiindcă mie așa îmi place, să aflu numai lucrurile pozitive. Ce e negativ să fie pentru alții. Să fii fericită cu Alex, să-i ținem pumnii pentru sâmbătă la meci. Petrecere frumoasă la ziua Bernei. Mulțumesc din suflet pentru tot și o să revin la tine cu mare drag, oricând. Înainte să pleci, mai dai o fugă până aici în studio. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de mine și de Ramona astăzi. Să aveți o după amiază cât mai plăcută. La revedere!